Să luăm aminte. Pace tuturor și Duhului tău. Fericită este calea întru care merge astăzi suflete, că s-a gătit ție loc de odihnă. Către tine, Doamne, voi striga. Epistola întâi către tesaloniceni a Sfântului Apostol Pavel, citire. Să luăm aminte. Fraților, despre cei ce au adormit, voim să fiți neștiință, ca să nu vă întristați ca ceilalți care nu au nădejde. Pentru că de credem că Iisus a murit și a înviat, tot așa credem că Dumnezeu pe cei adormiți în lui Iisus îi va aduce împreună cu El. Aceasta vă spunem după cuvântul Domnului, că noi cei vii care vom fi rămas până la venirea Domnului, nu vom lua înainte celor adormiți, pentru că însuși Domnul, pentru poruncă la glasul arhanghelului și într-o trâmbița lui Dumnezeu, se va pogorâ din cer. Și cei morți într-o Hristos vor învia întâi. După aceea noi, cei vii care vom fi rămas, vom fi răpiți împreună cu ei în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh. Și așa pururia. Ce ție celui ce bine ai vestit nouă. Și